Am revenit la Hai cu Fetele și fiți pe fază pentru că trebuie să vă facem o mărturisire. Invitatul următor, Doamne, dar ce bătăi de cap ne-a dat, de cât timp tot încercăm să-l convingem să vină aici la noi în vizită în sufragerie, să ne învețe niște scheme de jiu-jitsu, dar el nu, și nu, și nu. Să știți că s-a ținut foarte tare, ne-a spus că e ocupat cu sala, cu antrenamentele, că nu are timp de fete, bine, mai ales de 4 fete. Eu cred că i-a fost cam frică. A fost o luptă grea, dar iată că am învins, așa că iată-l încolțit din toate părțile. Cristi Mitrea! Bine ai venit! Să rămână! Exact, ne bucurăm foarte tare că ești. Mulțumesc și eu! Se vede! Nu? Ți-a fost frică? Au zis să nu mă mișc, o să mă mișc. Cât de frică ți-a fost pe o scară de la 1 la 10 să ne întâlnești live? Mai frică mi-a fost de drum. Foarte greveți. Mai spune asta că lumea nu trebuie să fie. Să răspundeți la toate invitațiile, da. Nu, da, nu, mi-e drag, pentru că pe Giulia o știu de foarte mult timp și mi-e drag și atunci am răspuns. Deci a venit doar pentru tine. Mulțumim. Petric și pentru Petric. Vezi că te spun. Cui mâncați, brăicănă? E singurul invitat cu care eu comunic pe Instagram. Mamă. Ce-ai făcut? Despre ce vorbim astăzi? Ți-ai cerut-o, iartă-mă. Suntem o săptămână mare, vă rog frumos să vă potoliți. Da? Deci să păstrăm decența. La fel ca și ținuta mea. Să mergem mai departe. Ce faci de sărbători? Probabil cu familia. Dar de obicei asta se întâmplă de sărbători la noi. Ne unim cu toți așa la masă. La masă? Da, masa aia cu 700 de feluri. Care e preparatul tău preferat de Paștia? Eu mănânc salată de băf, mult. Da? Da. Tot ce gătește bunica și mama, în principiu, e ok. Dar de gătești? Că sunt oltence și atunci... Gătesc, da, pentru mine. Da, gătesc bine, dar nu gătesc salată de băf sau drob. De ce? Nu e ca și cum n-aș putea. De ce? Stau singur și nu mănânc. Atunci nu gătești drop. Dar de ce ești gătit drop? Păi și ce faci altceva interesant când ești singur? Nu vrem să știm chiar toate detaliile. Ține minte că e ora 5, adică suntem la ora 5. Nu te plictisești? Cinești o carte? Am un program foarte aglomerat. Plec pe la 7:30, 8 fără un sfert și ajung pe la 8-9 acasă. Că fac 15 minute de lucruri. Am job-ul de dimineață, ăla vechi pe care știi toată lumea, mă duc la serviciu ca tot omul, am antrenamente sau recuperări la clinica de kineto și seara mă duc și antrenez la sală. Deci nu prea am timp să mă plictisesc. Dar cum e cu copiii? Că eu sunt foarte fascinată de faptul că te văd atât de apropiat de toți copiii care vin la... Vreau să-l aduc și eu pe filmul, bine, recunosc. Adul, da. Recunosc. Adul, e frumos. Și pentru copii este o... Și povestește-ne puțin despre sală. Că a fost deschis într-o perioadă nu tocmai roz. Da, în octombrie, da. Din octombrie suntem acolo. În primul rând e o eroare care pe mine mă încântă că se înțelege așa. Din păcate, în secunda de față, eu nu sunt antrenor de copii, dar am într-adevăr o legătură foarte puternică cu toți copiii părinților care îi aduc acolo. Jumătate dintre părinți sunt prietenii mei și am un rol așa de entertainer. Cu jumătate de oră, când vin copiii înainte de antrenament, eu trebuie să mă joc cu toți copiii și știu toți copiii asta și toți copiii vin și mă caută. Exact, îmi fac și eu încălzirea cu ei, că la un moment dat, nu știu, mă facem grămada ce revârf, sunt vreo 15 copii pe mine. Da, îmi plac foarte mult copiii, mă înțeleg foarte bine cu ei și de asta se creează confuzia asta, că e grupa mea, nu e, îmi doresc să-mi fac, dar momentan n-am când, că am și eu două grupe ale mele, una de băieți și una de fete, dar vedem. Vin fetele la jiu-jitsu? Vin la jiu-jitsu, dar de fapt, eu nu le... pentru el. Așa a zis și fratele. Dă-mi drumul la sală, băiatul și ea și tu. Tocmai că la mine, unde eu predau acum un fel de fit ceva, în combinat așa, din autoapărare, din kickbox, din luptă la sol, pentru că fetele sunt mai greu de ținut într-un loc, pe un domeniu ca ăsta. Știm, uite-te la noi. Dar da, vin și fete și mai ales la jiu-jitsu, pentru că jiu-jitsu a fost creat ca o tehnică de autoapărare, în primul rând, adică pentru fete și pentru copii, pentru oamenii mai mici, mai puțin solizi, care se întâlneau cu știu ce situații grave, trebuia să aibă act de cojoc cu celuilalt, cum avem. Și atunci, pentru fete, este ideal. Gata, mergem la jiu-jitsu. Acum, cum? Mie Vrei să mergi și tu la amuzant? E amuzant pe care îl practici. Să zicem așa. Hai să-i spunem adevăr. Pentru că nouă ni se pare un fel de grămadă a cereverului. Să ajungeți să matele încurcate așa. Cine nu înțelege așa ni se spune. Ce faceți? Nu vă te văliți acolo. Deci ce mai face Cristi Mitrea în afară de jiu-jitsu, da? Gătit așa când ai timp. Cu ce-ți mai ocupi zilele? Uite, sunt curioasă cu ce... Unde pleci de Paști? Dacă tot suntem în săptămâna mare. S-ar putea să plec la munte. Uite ce drăguț. Cât de frumos. Iar eu am o mărturisire de făcut. Acum, dacă tot ne-am întâlnit după atâta timp, să știi că eu mi-ai fost întotdeauna un prieten atât de drag încât niciodată n-am urmărit nicio luptă de-a ta. Pentru că eu nu înțeleg. Sunt mulți care n-au urmărit, da. Mă părea că mă doare pe mine așa. E normal, da. Da, sunt oameni care suportă, oameni care nu suportă să vadă, nu știu, agresivitate. Dar fiecare cu pasiunile lui, acum ce să zic. Că nici mie nu-mi place nici durerea, nici bătaia. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns în această situație? Tu de fapt ești romantică. Și nu facem nici bani din asta. Băi, fiecare cu nebunia lui, ce să zic. Pentru mine e o pasiune. A fost un challenge foarte mare ăsta cu MMA-ul. Jiu-jitsu e o pasiune, într-adevăr. Jiu-jitsu nu ne împlinește, cel puțin în perioada asta de câțiva ani încoace, decât pe plan emoțional pe noi. Nu putem să spunem că e o meserie și predatul ăsta pe care îl facem acum, ce împărtășim, ce împărțim cu ceilalți din ceea ce știm noi, din informația noastră, este pur și simplu că este o chestie care ne hrănește pe noi, dar nu material. Iar MMA-ul a fost o nebunie unde trebuia să am găsit o portiță unde să refulez. Ah, perfect. Și te-a ajutat? Da. Bine. Super. Să știi că noi ți-am pregătit astăzi un test fulger. Bine, am vorbit și cu prietenul tău, Tudor Mihăiță. Super. Mie mi-e foarte frică de acest test fulger, sinceră să fiu, pentru că e și pe amândoi. Deci nu știu ce test fulger. O să vezi. Prieteniei. Dar de ce faci cu o chestie când este o prietenie? Te pregătește. Să vedem dacă vă cunoașteți sau nu. Iar eu am prima întrebare. Te rog să fii atent la mine dacă se poate. Da, la tine, mă. Cum a început? Ești atent, trebuie să-mi răspunzi rapid, cu primul loc. Nu te mai uita la Ioana, uite. Dacă te emoționezi, gata, nu vrei să facem schimb de loc, să se poată concentra și invitatul la această emisiune. Perfect. Nu vreau să-i răpesc. Ok, să înceapă testul prieteniei. Hai, să înceapă. Prima întrebare. Cum a început prietenia voastră, atașa lui Tudor, în sala de antrenament sau vă știați de dinainte? Cu Tudor mă cunosc, cred că de când a... Da. Că la jumătate din relație erai pe acolo. Cu Tudor mă cunosc, cred că de la 3 ani. Eu aveam 3, el avea vreo 7, dacă nu mă înșel. Pentru că am fost prieten de familie, de mici. După aceea, adică ulterior, după vreo 20 ceva de ani, m-am dus la el la sală și am început să mă apuc și eu de arte marțiale. Am înțeles. Hai să vedem ce a zis Tudor. Deși de foarte mult timp îl consider printre cei mai vechi prieteni ai mei. Pe Cristi, părinții noștri s-au împrietenit acum foarte mulți ani, când eu aveam, cred că vreo 8-9 ani și el cred că avea vreo 5. A trecut o vreme, da. Ce trecut, ai fost la sală. În ring ești Superman, dur, concentrat, serios, în afara ringului, pare serios. Pare a fi glume. Măi, deci eu nu pot. Ia zi-mă cum sunt ea. Așa ești pus pe glume și pe distracție. Cu ce personaj te-ai asemăna în viața de zi cu zi? Să fiu serioasă. Da. De film, de desene, de ce vrei tu. Nu? De ce te uiți atât de urât la mine? Un personaj din film. Așa, asta l-ați întrebat pe Tudor? Nu cred. Ba da. Despre tine. Păi dacă în ring ești Superman, în viața de zi cu zi ești Clark Kent. Ăla, da. Da, mi se zice Superman Mitruț. Deci, pe partea cealaltă, cred că mă duc undeva spre ăla cu trandafirii, spre tăurașul ăla. Nu cred. Ferdinand. Da. Ferdinand, ai 18 ani. Ferdinand, tăurașul care mirosea trandafiri, flori. Exact, la ce filme vă uitați? Când o să naști, Ioana, o să naști. Noi am născut toți dintre noi și de asta. Se vede vârsta ușor. Hai să vedem ce a zis Tudor. De multe ori, și chiar el mai îmi trimite din când în când, așa ne dăm pe Instagram, nu e un personaj, poate chiar ești un personaj, că dacă stau să mă gândesc la Prince of Bel Air, dar mă gândesc mereu la Will Smith, pentru că are această dualitate în a fi haios, având latura asta un pic mai soft, dar putând să fie și în același timp alpha male și să fie bărbat adevărat. Wow, mamă, dar ce descriere! Da, dacă mă întrebai dacă am vreun model în viață, îți spuneam că ăsta e pe primul loc. Dacă nu ziceai personaj, așa, personaj m-am dus în altă parte, a rămas pe Superman. Dar într-adevăr, da, Will Smith mi-a călăuzit așa tinerețea și adolescența și este, nu știu cum să spun, ca... nu vreau să zic persoană publică, ca om care și-a atins toate targeturile, indiferent pe ce plan discutăm, mi se pare top forever, adică e role model 100 la mine. Hai să mergem mai departe, zic. Hai să mergem mai departe. Mă uitați una la alta așa, mă știu de ea. Da, ne lăsăm sau scoatem întrebările alea? Hai, hai că scot întrebările alea periculoase atunci. Stai liniștit. Stai liniștit. Ajungem unde ne interesează. Hai cu întrebările tale. Vreau să știu cum faci să cucerești o fată. Îți zic cu mesajele alea, de lume. Atunci încercai să mă cucerești, am crezut că vrei doar să fii îngăduitoare la emisiune. Deci știți unde o să ajungem noi astăzi după acest test? Nu, dar apropo de Ferdinand, păi asta era întrebarea, dacă e romantică. A, vorbești serios? Da! A, Petric, întâi te să ai 2-3 glume, la tine să fii puțin dezghețat așa, 2-3 melodii. Ceva bun de mâncare și merge. Ce trebuie să facă femeia? Ce trebuie să faci tu? Trebuie să facă femeia. Femeia trebuie să accepte. Adică el face orice. Eu pot să fac orice. Pot să fiu bucătar, pot să fiu inginer, pot să fiu astronaut, duc unde vrei, pe lună. Luna dacă o vrei. Am făcut un featuring cu Giu mai de mult. Da, nu. Ați făcut? Nu mai țin minte. Nu țin minte nimic din perioada aceea. Era o perioadă foarte bună în viața mea. Dă-le poza dacă ai tupă. Am poză, da, cum să nu? Dați-le mă poză. Imediat vă dau poză pe ecran în acest moment. Da, vă o să vedeți ce faci. Da, hai să terminăm cu prostile și să vedem ce a spus prietenul tău. Cristi e un cuceritor, unul dintre talentele lui deloc ascunse este că este un bărbat foarte șarmant și are foarte multe calități și știe să se facă foarte plăcut în momentul în care vrea să ajungă la o fată. Vin până aici, am venit până aici, băiatul meu! Știi unde m-au adus? Să trecem la lucruri și mai serioase. În presă circulă diverse zvonuri despre viața ta amoroasă. Gata, m-am plecat. Cine îți ține de cald? Cine îți ține de cald? Am o pătură la bunica, am căpășcură. Hai că ai zis că suntem prea cuminți. Eu am o pătură electrică în mașină. N-avem viață noi, păi răsfrând. Asta înseamnă că ai viață în tine. Hai zi, cine îți ține de cald? Cine îți ține de cald? Pe nimeni. Am păturică, am o păturică de canapea. De la bunica? Și o păturică groasă, de-aia, de la țară. Dar cine ai vrea să-ți țină de cald, Cristian? Ia întreabă-mă Giu ceva. E ok, suntem foarte bine. Numai că nu vrea să zică, nu vedeți nimic. Nu vrea. Poate zice Tudor. Dacă zice Tudor, ce te faci? Mi-am pus toată încrederea în Tudor. Eu zic să chemăm fetele și să aleagă dintre ele, nu? Încă vreo 5 fete. Băi, mă rog, ia. Nu știu cine îi ține de cald, chiar nu, așa viața noastră intimă, mai vorbim ca băieți așa, dar noi suntem, poate cum sunt în general fetele, care povestesc mai mult despre viața lor sentimentală, viața intimă. Noi când ne întâlnim mai mult vorbim despre sport și avem alte subiecte de discuții, chiar nu știu cine îi ține patul călduț sau fierbinte. După zâmbet, eu cred că știe. Frățior, nu toarnă în cap și gura, nu ce nimic, nebuni în pământ, poza noastră. Da, voi bărbații nu vorbiți de astea, nu? Nu, serios, chiar nu vorbim. Și vouă, bărbaților, nici nu vă e teamă de nimic. Will Smith, eu vreau să te întreb de ce ți este frică? L-am luat și așa, poate? Sincer, ai să râzi. Apropo de asta, cred că mi-e frică de singurătate, habar n-am. Serios? Cred, dar altceva nu știu dacă mi-e frică de ceva. Păi și de ce nu faci nimic în acest sens? E frică și de responsabilitate. Mata ochii nu-i fata mea, nu-i de mine. E greuț. E greuț. Dar de ce e greuț? Mi-au un câine acum, m-am mutat și mai mi-au un câine, cred. Dar zine de ce e greuț. De ce e greu să ce? E greu cu compatibilitatea, comunicarea. Sunt femeile rele, așa? Nu, sunt și rele, dacă îți plac rele, ia le rele, nu știu, habar n-am. Sunt nebune? Da, chiar, ție ce fel de fată îți place? Credem. Mai bună sau mai nebună? Poftim? Că de bune vă plictisiți, de nebune sunt prea nebune. Deci acum ar trebui să vorbesc în general, păi de-aia vreau să-ți scot de la tine. Aici, în general, în fața ta? Nu. Deci, ce fată îți place? Așteptăm o explicație, eu chiar sunt foarte curioasă. Dar aveți cu mine? De ce? Sunt curioasă, este femei, patru femei. Dacă tot ai venit până aici, că tu ai zis. Mai știi ședințele alea că m-a luat domnul, m-a luat diriginta la cancelare. Sunt patru doamne diriginte aici. Până toți sunăm părinți. Așadar, ce fel de faptă îți place? Ce fel de faptă îmi place? Păi n-am un tipar extraordinar de bun, cred. Adică mintea mea îmi doresc ceva, dar sfârșesc întotdeauna partea cealaltă. Da, ajunge. Îți place o fată cu mințică la locul ei sau una reau? Așa visez, da. Cu minte, la locul ei, da. Jada Pinkett Smith. Îți place? Înțeles, a fost o dezamăgire foarte mare pentru mine, pentru că părea cuplul ăsta. Bine, și eu înțeleg și foarte bine fenomenul ăsta cu marketizarea unui power couple de ăsta, sau cum se numește. Dar, asta ce s-a întâmplat în ultimul an cu Jada, pe mine m-a dezamăgit foarte tare. Adică mi-a spart visul ăsta nebun al meu pe care l-aveam despre ei. Bună era cu minte, că... Nu era, da, chiar cu minte, da. Să fim liniștiți, a fost ceva bună prietena lui Tupac, foarte cu minte, nu puteați fi. Da, dar e și ea de acolo. Dar da, mi-a rupt un mit așa. Ca familie, repet, pe toate planurile clădise ceva foarte mișto. Mi s-a părut că a făcut, că a bifat cam tot ce era de bifat în viață. Și da, nu, Jada nu... Da, văd că ți-e frică să... Nu mai vreau să aud de ea, mi-e frică să răspund. Ți-e frică să răspunzi la anumite chestii, așa că trecem peste, ai scăpat, gata, ai ocolit elegant, da, ai scăpat. Altceva, pe vezi, asta îți trebuie, un băiat isteț. Trecem la... Da, uite. Vreau să te întreb. N-avem, mai rezistă puțin. Nu mai e mult. În afară de această întâlnire cu cele patru bestii fioroase aici de față, care a fost cea mai dificilă luptă pe care ai dus-o până acum, în ring sau în afara lui? În ring sau în afara lui? Tembolul e, Ioana. Poți să alegi ce vrei. Fulger, răspuns. Nu știu, sunt... Da, au fost câteva. Cea mai luptă o am cu mie de fiecare dată. Indiferent unde mă îndrept așa. Nu știu, chit că e pe plan profesional, chit că e pe plan sentimental, chit că e pe plan sportiv. Cu mine, multe, nu știu să... n-am chef. Nu e bună întrebarea. Nu știu, am avut lupte, multe, multe, am în continuare. Dar ce te emoționează, aș vrea să știu, pentru că și filme, muzică, copii, animale, da, plâng destul de des, care e problema? Deci în spatele acestui bad boy se ascunde o fire emotivă? Da, sunt destul de sensibil. La ce film ai plâns? Foarte frumos, adică vulnerabilitatea nu... La ce vrei tu, nu știu, la... Uite, ultimul, n-am găsit un serial, am uitat la un serial în ultimele 6 luni, că nu prea găsesc, îmi place să stau să mă uit liniștit, mă apucă câte 3 zile în continuu, mă uit la 5-6 episoade pe zi reger. Și la care ai plâns? Și a fost acum recent și... Dacă ai plâns la același la care a plâns și Ioana, eu un semn. Opa! Am plâns de multe ori la multe episoade la New Amsterdam. Bine, s-a cântat bingo. Să-i jur că și eu am plâns la New Amsterdam. Nimeni nu înțelegea de ce, dar da. Doar voi ați plâns. Da, numai puțin că trebuie să aflăm la ce episod e fiecare. Ca să știm dacă... Uite, Giulia a zis că nu e un serial de plâns. Nu te-am mișcat așa. Bă, deci transmite într-un mare fel și personajele sunt bombă toate. Nu e unul în asta. Nu, îmi place, sunt bombă. Toate poveștile sunt... Mă, nu te pasă, dar nu am plâns. Și eu nu te cunoșteam așa. La ce episod? M-am mai căliștit la ce episod a ajuns fiecare, ca să vedem dacă sezonul 2. L-am terminat și m-au apucat toți nervii. Am vorbit cu precitați? Da. Dar nu se vedea. Da, eu vreau să știu la ce episod ați rămas fiecare, ca să vedem dacă eu sunt la 8. La 8? Da. Deci nu mai am de plâns, nu? Da. Gata, asta cu... Mă rog, n-ai scăpat. Mai bine mai facem un episod dincolo și mergeți voi la sală. Uite ce drăguț. Mai merge și voi la sală. Întrebări. Bine, hai că venim și la sală. Asta este, o facem și pe asta, dar tu rămâi cu noi și după pauză, pentru că vrem să facem o tombolă. Nu, vrem să vedem ce mesaje primești tu de la fanele tale pe Instagram sau pe Facebook. Cum ai că să vezi? O să vezi, e o rubrică foarte tare.